Gândindu-mă la ședința de astăzi, mi-a venit în minte o întrebare. Tu cum vezi schimbarea? Nu știu. Lasă-mă să mă gândesc. Aș vrea să-ți răspund într-o metaforă. Pot să mă duc până la tablă? Mersi. Iată cum m-am gândit eu să-mi răspund. Să spunem că mi-am cumpărat avion și vreau să-l pilotez eu, da? Și am ales să plec de la București la Florența. Da? În linie dreaptă. Dacă după decolare am mutat cu 1-2 cm vârful avionului de la traseul stabilit, nu voi mai ajunge la Florența. Așa este și cu schimbarea de comportament. Dacă nu știu unde vreau să ajung, dacă nu știu cum să ajung acolo și dacă nu-mi promit că voi rămâne în fiecare zi fidel traseului pe care l-am ales, schimbarea de comportament nu se va realiza. Are sens? Da, știu, o să mă întrebi acum ce se va întâmpla dacă or să apară situații neprevăzute, da? Ei bine, mă întorc înapoi la schema mea simplă. Niciodată avioanele nu zboară în linie dreaptă, apar turbulențe. E, și atunci ce face pilotul? Evită turbulența respectivă, poate fi o furtună, poate să fie alte probleme, ca apoi să revină la traseul stabilit. Cum face asta? Păi foarte simplu. Își cunoaște foarte bine procesul de a conduce avionul și își monitorizează permanent progresul. La fel este și cu schimbarea de comportament. Știi ce ai de făcut, însă uneori apar opreriști temporare, apar blocaje, piedici. Ce faci atunci? Sesizezi ceea ce se întâmplă și apoi, când reușești să le depășești, te întorci pe la traseul stabilit. Atâta timp cât ești stăpân pe proces, nu mai cum să ieșuiezi. Și da, tu poți să ai parte de o zi minunată.